Stimată domnișoară Curmei Caterina, stimate domnule păstră Paul, v-ați prezentat în fața noastră, în vederea încheierii căsătoriei. Pentru ca această căsătorie să fie legală încheiată, dumneavoastră trebuie să vă manifestați public consimțământul cu privire la încheierea ei. Domnule păstră Paul, de bună voie și nesilit de nimeni, e în căsătorie pe domnișoara Curmei Caterina? Da. Domnișoara Curmei Ecaterina, de bună voie și nesuită de mine, e în căsătorie de domnul păstor Paul? Da. Vă rog să-mi spuneți ce nume doriți să purtați după căsătorie. Curmei. Deci, vă păstrați, da? Da. Constat că au fost îndeplinite condiții exigente de lege pentru încheierea căsătoriei și vă fac cunoscut următoarele dispoziții din codul civil. Familia se întemeiază pe căsătoria liberă constituită între soți, pe egalitatea acestora, precum și pe dreptul și datoria părinților, de a asigura creșterea și educarea copiilor lor. În relațiile dintre soți, bărbatul și femeia au drepturi egale. Drepturile părintești se exercită în interesul copiilor. Relația de familie se bazează pe prietenie și afecțiune reciprocă între membrii ei, care sunt datori să-și acorde un loc de sprijin moral și material. Soții hotărăsc de comun acord în tot ceea ce privește căsătoria. În urma consimțământului dumneavoastră, liber exprimat, vă declar căsătoriți.
așa, ți erau pe timpul nostru a nașilor și erau o rozin, cum o frunte sus, piept înainte, în ochi, așa se te văd toată viața, toată existența de vitale. Mughe, basă, nu, fruntea sus. Știți, femeia, indiferent ce durere avea ea, mă, când iese pe ușa afară, fruntea sus, mai ea știe ce durere are, cine a ajuns are, e știe să-și țină de pe capul sus. Așa se vede, mai era. Supărat? Nu, triști, am mai. Vă mulțumesc frumos. Un pas în spate sau vă retrageți. Să rămâne nașul, să fiți sănătos și să ne trăiți și bine de venit la noi. Domnul Șara de Onoare, da, sunteți bine. Da. Mulțumesc frumos, un pas în spate sau vă retrageți. Să rămână în așa. Să ne trăiți. Mulțumesc. Putem începe, da? Următor. Binecuvântat este Dumnezeu nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Slăvită stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea,
Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purtea și în veci vecilor. Dumnezeule cel veșnic, care pe cele despărțite ne-a adunit într-o omnire și pus dragoste legătură neîntreruptă, Cel ce binecuvânta pe Isaac și pe Rebecca și rădea pe ei moștenitori făgăduinței tale, însă îți binecuvântează pe lumitării aceștia, Paul și Caterina, covățându-i pe dânsi și pe tot lucrul bun, că milostiv și viitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Sfântului Duh. Amin.
Și acum, Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, binecuvintează, Doamne, nunta asoată și pe robii Tăi, Paul și Ecaterina, și de robilor Tăi acestora viață, Paște, cu lungime de zile, înțelepciune, dragoste, unie, cădat, legătură părcii, de la dar de prunci, seminție cu viață nelugată, cu lună veșteșită a măririi, că Dumnezeu milostiv durat, iubitor de oameni și Ție, slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și cu lumea și în vece vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Amin. Binecuvântat ești, Doamne Dumnezeu nostru, să-ți stărunțe cele taine și așa preacunate, regiuitorul anunță cele topești, păzitorul mestecăciunic, iveniselor cel bun al celor trebuințe vieții,
însuși acum, Stăpâne, Doamne, Dumnezeul nostru, trimite harul Tău cel ceresc peste robii Tăi aceștia, Paul și Caterina, de robii Tale acestia, să se plece toate bărbatului ei și robului Tău acestea să fie capul Ției sale ca să vestuiască pe voia Ta. Binecuvintează pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Avram și pe Sara. Binecuvintează pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Isaac și pe Rebecca. Binecuvintează pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, precum ai binecuvântat pe Iosif, pe Arseneta, pe Joachim și pe Ana, pe Zaharia și pe Elisabeta. Păzește pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, pe cum ai păzit pe noi în corabie. Păzește pe dânsii, Doamne, Dumnezeul nostru, pe cum ai păzit pe un an pântă cerechitului. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, de dânsii, pe cum ți-a adus aminte de Enoch, de Sem, de Ilie, de Sfinții Tăi 40 de mucenești mulțim cu unul din cer. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, de părinților care i-au născut și care i-au crescut, pentru că rugăciunile părinților întăresc temerile caselor copiilor. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, de robii Tăi aceștia, al Andrei și Eugenia nașilor. Adu-ți aminte, Doamne, Dumnezeul nostru, de robii Tăi acesta, Paul, de roba Ta aceasta, Ecaterina, și binecuvintează pe dânsii. Dă-le lor, radă pântecelui, dobândire de prunci bun, bună înțeles, sufletească și rupească, înalță pe dânsii ca cedere banului, ca o fie odăstită, dându-lor de toate roadele pământului, să strălucească plumbitorul pe cer, îndu-Te, Doamne, Dumnezeul nostru, căreia se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea în vecii vecilor. Domnului să ne rugăm. Doamne. Și acum, Stăpâne, Doamne, Dumnezeu nostru, întind mâna Ta din Sfântul Locaș și unește, Doamne, pe răbătul acesta, Paul, cu neaba Ta aceasta, Ecaterina, că din voia Ta se face soția cea după lege bărbatului cu femeia. Unește pe dânsii într-un gând, încurunează într-un trup, dăruiește roade pântecelui, dobândire de prânci buni. Că Ta este în împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Și al Sfântului
Doamne Dumnezeu nostru, cu mărire ce cruciste, în necununea să ne vânșina Săi.
slavă înțeleg Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și de vecii vecinor. Și ne merișește pe noi, stăpâne, cu îndrăznire, fără de o să nu-mi dar să putem să mă te chema pe tine, Dumnezeul cel ceresc, Tată, și a zice, să rostim împreună. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșoarele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel minunat. Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Peste mâna stângă, fruntea aici, iar nașul ține mâna pe economia mirelui. Măriți să fii verica Avram, binecuvântat să fii ca Isaac, să te mulțești ca Iacob, umblând în pace și lucrând în dreptate părunăciunei lui Dumnezeu. Mirele se rânda Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce, cununia, vă ridicați, sărutați mâna nașului și mâna nașei. Mireasa, nu, pune buchetul aici, nu lăsa buchetul. Nașa de-a dreapta miresei în genunchi. Mânuța stângă, mâna dreaptă, fruntea aici. Iar nașa ține mâna cu cununia mireasă. Și tu, mireasă, mărită să fii ca Sara, să te măsărești ca Rebecca, să te mulțești ca Rahela, veselinte cu bărbatul tău și păzind înduirele legii,
ca așa binevoit e Dumnezeu. Amin. Sărutați Sfânta Evanghelie, Sfânta Cruce, cu cununia dumneavoastră, vă ridicați, sărutați mâna nașei și apoi mâna nașului. Domnului să Doamne Dumnezeu nostru, că vinde ca la Galilei și nu de acolo binecuvântatul, binecuvântați pe robitoi aceștia, Paul și Ecaterina, care cu purtarea ta de grijă s-au însoțit prin anunții, binecuvintează intrele și ieșirile lor, înmulțește cu mărătăți viața lor, primește cu unurilor într-o părăția ta, apuză după rasfără de privanele asupriți, în vecii vecii noi. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule nostru, pe dreptul noastră, slavă ție. Sfințe Dumnezeu, curuna și tocmai cu apostolii, sunt părați Constantin și Elena. Ale Sfântului Mare Mucerii Procopie și ale tuturor sfinților, se ne miluiască, se ne mântuiască pe noi. Doamne bună și de oameni iubitori, Domnului
Iisus Hristos, Dumnezeul nostru. Miluiește-ne și ne mântuiește. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Prea iubiți miri, prea cinstiți nași, dragi nuntași, onorată asistență. Când erați mai mici, cu siguranță vă plăceau poveștile cu prinți, cu prințese, cu Irene, cu Sânzene. Erau acele povești frumoase, poate chiar de sine animate frumoase, și toate aveau un sfârșit frumos. De atunci și până acum, făcând un arc peste timp, uitându-mă la celebrările voastre, văd în fața mea tot o prinț și tot o prințesă, de data aceasta, în alte timpuri, în alte vremeri, în alte conjuncturi, dar într-un moment frumos. Nu am avut comunie până acum, când mirele cu o prezență fantastică, cu o poziție demnă de o rânduială frumoasă, cu o înfățișare de nescris până acum, ai fost minunat, omule. În stânga ta, pe cea care o ții de mână, mai plângăcioasă că ea n-a avut nicio mireasă. Însă asta denotă, de fapt, emoțiile ce le aveți și unul și celălalt alături de nașa, bineînțeles? Și mai mult decât atât, ați arătat că viața nu este de fapt doar așa trecătoare, ci astăzi s-a oprit în loc. La acest moment frumos în viața dumneavoastră, parcă și timpul s-a oprit, pentru că așa, poate că așa am vrut noi să-l oprim. Căci astăzi ați făcut istorie. Istorie pentru voi, istorie pentru mine, istorie pentru cei prezenți aici. Se dea Dumnezeu ca această pagină de istorie din viața voastră să o încondeiați frumos acolo cu litere de aur în catalogul vieții voastre și să nu se șteargă nici de mintea voastră, nici a noastră, nici măcar de pe tapetul veșniciei. Viața e însă și ca un catalog, ca un registru. Cu firele scrise și firele nescrise, firele scrise sunt ale ce au trecut, ceea ce ați dat deoparte din viața voastră, iar firele nescrise este ceea ce veți încondeia de acum, de data aceasta amândoi, în catalogul vieții voastre și doar de voi depinde ce veți încondeia. Plecați fiind de sub aripă plătoare părinților voștri, cei care au făcut ce au putut pentru voi până acum, acum, luându-vă de mână amândoi și pe când în altul vieții voastre, pare că părinții vreau să spună, noi am făcut ce am putut pentru voi, dar vrem să vedem pe voi de ce sunteți în stare de astăzi înainte. Mă uit aici, la locul nașterii la amândoi. Cum ai găsit-o? Din fericire. V-ați căutat mult până v-ați găsit? Cam da, vă sunteți un pic tomnatici amândoi. Măi, ce este viața aceasta? Când doi străinci de altă dată, întâlnându-se pe cărarea vieții, s-au găsit unul pe celălalt, s-au plăcut, s-au luat de mână și au ajuns să-și facă jurământ. Fantastică lucrul acesta. Știm că taina comuniei este fantastică, pentru că aici este secretul tainei. Dacă taina botezului Dumnezeu binecuvântează botezul prin sfințirea apei materiei văzute, dacă în Sfântul, știu, mir, materia văzută este Sfântul și Marele Mir, în taina comuniei, Dumnezeu binecuvântează dragostea și unitatea dintre voi. Aceste finețe tainei. Și mai este ceva în taina aceasta. De astăzi înainte, părinții tăi s-au mai îmbogățit cu o fată. Mai iau o fată. Este Ecaterina ta. Iar de astăzi înainte, părinții tăi mai iau un băiat sau mai îmbogățit cu un băiat, este Paul al tău. De parte și de altă mă uit la nașul dumneavoastră. Fantastică familie. Două vieți, dacă ați mai fecotat de astăzi înainte, n-ați fi găsit oamenii mai potrivit decât cei pe care i-ați ales să-i aveți ca nași. Și când spun nași, nu mă refer la o pereche îmbrăcată la patru arce cu două lumânări,
în mână, asta dă bine acolo, la poză și la film. Are și asta valoarea ei. Când spun naș, spun părinți spirituali, pentru că o să spuneți, da, dar avem părinții noștri. E adevărat că aveți părinții voștri. Dacă el va găsi o dată în viața lui și tu vei merge doar la tine și vei spune, ai tăi o să-ți dea dreptate ție, nu o să-i dea dreptate lui. Dacă ea va găsi o dată în viața ei, iar ea va merge doar la tine și o să spună, o să zică, ea este întotdeauna fata cea bună, tu ești băiatul celor rău, tocmai de aceea sunt nașii. De aceea ei astăzi primesc calitatea de părinți spirituali. Sunt cei care pot să vă călăuzească pe drumul vieții voastre și atunci când poate, pe cărerea vieții voastre să vă împotmoliți, vă rog să le cereți sfatul, pentru că cu siguranță vor avea cuvinte potrivite la timpuri nepotrivite. Plecați la Miami, la Tsunami, la Cahul, unde plecați acum după? V-ați hotărât să plecați undeva, să-ți duci mireasa vieții tale într-un concediu de miere, așa? Într-o lună, săptămână de miere, sau cum e surpriză, nu? O lună, vedem, un an, o viață întreagă de miere să fie. Dragii mei, frumos a spus, o viață întreagă de miere. Ați mers vreodată cu barca? Da. Dar nu asta cu motor și cu buton, cealaltă cu vâsle. Atunci când mergi cu barca cu vâsle, le spun la toți, le spun lucrul acesta. Când mergi cu barca cu vâsle, te rog să-ți duci soția ta să-ți o plimbi cu barca. Și atunci când mergi cu barca, trebuie să îndeplinești condiții fără de care barca nu poate să meargă înainte. Condiții de altfel legate într-un totul de căsătorie. Prima condiție este să vezi, să vă stiți amândoi în aceeași direcție. A doua condiție este să vă stiți amândoi cu aceeași putere. A treia condiție să vă stămâne cu aceeași intensitate. Și a patra condiție, să vă stiți amândoi în același timp. Dacă nu veți respecta condițiile acestea, deci barca nu va merge înainte, în cel mai rău caz va sta pe loc sau se va roti, la fel și căsnicia voastră. Și mai este un secret. Să fiți fideli unii a celuilalt, puteți să dărâmați într-o clipă, într-o secundă, tot ceea ce ați zidit voi o viață întreagă. Am și încheia aici. Ce pot să spun ție? Decât atât. Să fii stâlpul de nădejde a casei și a căsniciei tale. Să fii soț iubitor, să fii tată iubitor. Să-ți iubești soția, să-ți cinstești soția, să-i dai dreptate soției tale atunci când nimeni în viață nu-i va da dreptate. Și să-ți aperi soția atunci când nimeni nu va apăra. Iar tu, prea frumoasă, mireasă lângă ceasă. Să fii candela veșnică aprinsă acasă și căsniciei tale, Ecaterina. Să fii soție iubitoare, să fii mamă iubitoare, să-ți iubești soțul, să-ți cinstești soțul, să-ți aștepți cu drag în pragul casei, să fie drag să vină acasă. Să-ți aperi soțul atunci când nimeni nu-l va apăra și să-i dai dreptate soțului tău atunci când nimeni nu va da dreptate. Dragoste și numai dragoste în calea pașilor voștre. Speranță și vise întruchipate, fericire, sănătate și mai bucurii în veci. Amin. Să fiți sănătoși. Azi e ziua în care nu vorbiți, e bine. Să rămână. E ca tine, de mâine recuperez, da? Așa. Să rămână nașul. Am văzut un naș. M-am uitat la dumneavoastră de la primele acorduri de eston și de slujbă și mi s-au umezit ochii. Am tăcut și n-am zis nimic. Într-un colț de ochi era o lacrimă și am stat să văd cade ori rămâne și a căzut. Aș putea să vorbesc pe seama acelui rapid până de seară sau până mâine. Să rămână în așa. Mă înclin și în fața dumneavoastră cu mult respect. Vă mulțumim frumos de prezența dumneavoastră, de timpul acordat, de răbdarea dumneavoastră să aveți petrecere frumoasă și masă îmbelșugată. Să rămână pentru tot și pentru toate. Un ram al casei. Când v-ați măritat și însurat, v-ați ales. Acum aș aleg ei. Vrei preșepală să fie, nici nu se poate altfel. Cu o credătorul casă și căsnicii dumneavoastră.
dacă plecați în concediu sau știu cumva, rânduiala spune așa, la 8 zile după căsătorie, mirele mireastă din preonul cunoaș, în aceeași frumulă, vin la biserică, preotul îi întâmpere, citește două rugăciune de învățarea casă și a familiei, în moment când se aduc mânare la biserică. Vedeți dumneavoastră cum vă... Dacă puteți, dacă vă mulți. Asta, asta, părinte, și barcă mai întâi, să învețe să vă zlească. Bravo! Bravo, bravo, așa, așa e. Mulțumim.